Primarul municipiului Motru, Gigel Jeanu, a explicat că tomograful este unul performant și a ajuns la spitalul din oraș la sfârșitul anului trecut. Au fost făcuți până acum toți pașii pentru ca aparatul să poată fi folosit în cazurile urgente și pentru a nu mai transfera bolnavii la spitalul din Târgu Jiu. Rămâne să mai dăm noi partea de cofinanțare. Am banii, i-am virat în cont cofinanțarea de la bugetul local, cei 10%. Ce sumă se ridică? 135.000, 136.000. De la bugetul local. I-am virat în cont. Contractul era unul destul de complex, adică achiziție, transport, montarea tomografului, punerea în funcțiune, obținerea de avize de la Agenția de Activități Nucleare și pregătirea personalului. Primăria a plătit 10% din valoarea aparatului. Este vorba despre 130.000 de lei. Restul banilor au venit de la Ministerul Sănătății. Oamenii au adus aparatul, firma care a câștigat, au adus aparatul, l-au montat și nu mai continuă nimic nici cu avizele de la Agenția pentru Activități Nucleare, nici cu pregătirea personalului până nu virăm suma întreagă. Și atunci am zis, haideți suma. Avem o problemă, dar încă... S-a aprobat încă... această sumă în Consiliu de... Da, era aprobată, dar trebuia să facem rost de ea și să o virăm. Am avut-o și le-am dat-o, o au în cont. Dar nu asta e problema. Problema e că în ședința de Consiliu de luna din februarie trebuia să se aprobe angajarea prin concurs a 3 asistenți pentru tomograf, pentru radiologie. Unde este, pentru ca firma respectivă să aibă timp să-i califice, să-i pregătească pentru un astfel de aparat. Consilierii locali însă s-au opus scoaterii la concurs a 3 posturi de asistent. Este nevoie de cei 3 asistenți ca să fie pregătiți să folosească tomograful. Pentru că nu au votat proiectul, există riscul ca spitalul să rămână fără tomograf. Nu știu de ce, dar pune în pericol existența tomografului la Motru. Pentru că dacă nu avem personalul calificat la timp, firma nu-l pune în funcțiune, nu l-am pus la timp, ministerul poate foarte ușor să ia aparatul și să-l reloce, să-l ducă în altă parte, unde găsesc mai multă deschidere și că până la urmă 90% din valoare sunt banii ministerului, sunt banii lor și pot să facă. Procedurile vor fi reluate luna viitoare în speranța că tomograful va rămâne la Motru. Angajarea celor 3 asistenți este ultima condiție pentru ca aparatul să devină funcțional.